Cartea Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Haideți să citim cu toții de la versetul 4 la versetul 9. Dar tare să se audă. 2, 3 și... Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și ne smerim, Doamne, și ne rugăm ca în această dimineață ca Tu să ne vorbești. Și Te rog asta, Doamne, nu în meritele mele, ci în meritele Lui Hristos, Doamne. Fie harul Tău peste noi. Te rog să binecuvântezi fiecare familie, Doamne. Amin. Și dacă sunt familii în criză, Doamne, întinde o mână de ajutor. Amin. Mă rog și pentru copiii noștri să-i binecuvântezi, Amin. Să-i faci stâlpi în casa Ta, Doamne. Amin. Lasă harul Tău, Doamne, și Duhul Sfânt, Doamne, să ne asiste în continuare. Amin. A Ta să-ți fie gloria și slava, de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Dimineața asta două binecuvântări de copii, frățiorul Luca și frățiorul Ianis. Luca în limba latină este cuvântul lux, să fie băiat de lux. Și înseamnă lumină, claritate, puritate, așa să-l facă Dumnezeu. Ianis înseamnă harul lui Dumnezeu. Și darul lui Dumnezeu. Așa să-l facă pentru voi ca familie, să fie darul lui Dumnezeu. Și să-l vedeți ca un har pe care Domnul vi l-a dat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am aproape 13 ani de căsătorie, încă nu, în decembrie. Când am împlinit vreo la anul al treilea sau al patrulea, nu sigur, citeam din Biblie așa aleatoriu. Și am văzut un verset care nu l-am văzut niciodată până atunci. Zaharia 12:8. Unde Biblia spune așa: și casa lui Dumnezeu și casa lui David va fi ca Dumnezeu. Și casa lui David va fi ca Dumnezeu. Și am zis: cum ar fi și casa lui Gabi Floruț să fie ca Dumnezeu? Am zis: Doamne, Tu vrei să am o familie, o casă perfectă. Și am înțeles că o căsătorie perfectă presupune un soț perfect și o soție perfectă. Și am zis: Doamne, cum să fiu eu perfect și soția mea perfectă, să fiu ca Dumnezeu? Și am înțeles că putem să fim perfecți. Pentru că soțul perfect este acel soț care n-așteaptă ca soția lui să fie perfectă. Și soția perfectă este acea femeie care n-așteaptă ca soțul ei să fie perfect. Dar amândoi au un Mântuitor perfect. Pe Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și noi ca soț, soție, trebuie să oferim copilului cadouri. Și oamenii se gândesc, când se gândesc la copii, Domnule, pe când se căsătorește, Domnule, să le dăm o casă și o mașină. Dacă nu ne-au putut da tata și mama, măcar noi la pruncii noștri să le facem de toate. Nu-i rău lucrul ăsta. Ăsta e second best. Ăsta e locul 2, 3, 5, 10 care vreți. Cel mai mare cadou pe care îl poți da copilului tău, ca soț-soție, este să vadă că tata o iubește pe mama. Cel mai mare cadou pe care un copil îl vrea și îl rostește în inima lui este să vadă că tata o iubește pe mama și că mama îl iubește pe tata. Nu există confort mai mare psihic, emoțional, spiritual, care să aducă echilibru într-o societate atât de dezechilibrată, cu copii care vin la școală și zice: tata a bătut-o pe mama. Sau trăiesc doar cu un părinte. Dezechilibre emoționale, spirituale, sentimentale. Dar când copilul vede că tata iubește pe mama și invers, asta duce liniște, asta duce pace la nivelul minții lor. Ei știu că orice s-ar întâmpla, oricum, tata și mama rămân împreună.
James Dobson a făcut o statistică și s-a dus la câteva zeci de copii și a zis: în 50 de cuvinte, spuneți care este cea mai mare dorință din partea voastră pentru părinți. Și în 50 de cuvinte, și unul din bilete scrie așa: I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Love each other. Te iubesc, te iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, mami, tati. Și la sfârșit, iubiți-vă unul pe altul. Asta e cea mai mare nevoie a unui copil, să vadă că tata o iubește pe mama. Adevărul este acesta. Că dacă tata este cu adevărat pocăit, 85% probabilitatea ca și pruncii să rămână pocăiți. Dacă numai mama e pocăită, probabilitatea ca pruncii să se pocăiască este doar de 15%. Când un copil se roagă și zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, el îl vede pe Dumnezeu prin prisma lui tata. Și dacă tata e rău și abusiv, el nu-l poate percepe pe Dumnezeu dragoste, pentru că prima imagine prin care îl percepe pe Dumnezeu este imaginea tatălui. Dar dacă tata e un om care îl iubește pe Dumnezeu, dacă tata e un om care iubește pe mama, dacă tata e un om pocăit, probabilitatea este de 85% ca acel copil să-l iubească pe Dumnezeu și să rămână lângă Dumnezeu. Și atunci mă gândesc, ce responsabilitate avem noi ca preoți în familiile noastre? Să fim oameni al lui Dumnezeu, să fim oameni care să conducem pașii copiilor noștri pe calea lui Dumnezeu. Dacă numai mama e pocăită 15%, și uitați-vă la ora actuală, când într-un sat, de exemplu, se pocăiește omul ăla, domne, toată familia se întoarce la Dumnezeu. Când ea se pocăiește, săraca, 20 de ani de zile trimite bilet în față, rugați-vă pentru omul meu. Când el se pocăiește, Dumnezeu a dat o autoritate, o identitate bărbatului ca și stâlp, ca și talpa casei, încât influențează tot din jurul lor, mai ales pe copii. Edwin Cole spunea: faptul că te-ai născut de parte bărbătească ține de naștere, dar a fi bărbat ține de alegere. Asta e, te-ai născut de parte bărbătească, așa ți s-o dat, frate. N-ai ales tu. Dar a fi bărbatul lui Dumnezeu în generația asta, să fii stâlp în familia ta, trebuie să decizi și trebuie să faci decizii grele în așa fel încât copiii tăi să aleagă să calce pe urmele tale. Biblia spune: părinții au mâncat aguride și copiilor li s-au sterpezit dinții. Noi avem o vorbă: cum e turcul, așa e pistolul. Uită-te, uită-te în viața ta. Ai vrea ca pruncul tău să fie ca tine? Și cel mai probabil așa va fi pruncul tău, cum ești tu. Și de aceea eu trebuie să am grijă la viața mea, la comportamentul meu. De ce? Pentru ca pruncii mei să-și dorească când îs mari să zică: vreau să fiu ca tata. Fetele mele să spună: vreau să am un soț ca tata. Băiatul meu să spună: vreau să am o soție ca mama. Să influențăm generația asta pentru Iisus Hristos, slăvit și onorat să fie numele Domnului. Amin? Cel mai mut, cel mai surd, orb tată care există are o influență de 1000 de ori mai mare decât orice profesor de la Oxford, de la Harvard. Dumnezeu a lăsat tata să fie un stâlp. Uitați-vă în închisoare din America. Peste 70% din oamenii care sunt în închisoare au crescut fără tată. Au crescut numai cu mama. Influența e slabă. Dar când tata e om al lui Dumnezeu, influențează la maxim. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim bărbații lui în generația asta. Să fim preoți în familiile noastre care să conducem copiii noștri pe calea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Însă trăim astăzi, să spun, o tragedie în care părinții sunt tot mai absenți în viețile copiilor lor. Uitați-vă, în Republica Moldova, peste 250.000 de copii trăiesc fără tată și mamă. Îți plecați la lucru în Spania, în Italia, să facă bani și crește bunul și buna. Și nu de puține ori vedem cum copii se sinucid. Că degeaba îi dai tu cel mai tare laptop, cel mai tare telefon, iPhone 14, zero barat. Pentru că copilul are și un sertărel emoțional, care dacă nu-i umplut acolo de mama și de tata, plânge după tata, nu-i trebuie Adidas și ea Nike. Vrea să vadă că tata, vrea să simtă piele. Când dorme, să simtă tata, să aibă un număr pe care să plângă, cu care să râdă. Dar când tata și mama e absent, știi cine îl crește? Televizorul, strada, MTV-ul. Ce influență are bunica? Săracă, are și ea. Dar când e tata acolo. De aceea, dacă vrei să mergi în diaspora, foarte bine, ia-ți pruncii, ia-ți tribul cu tine și du-te. Nu te du de unul singur și vii odată pe an.
Că dacă nu mânci acasă, mânci pe drumuri. Știți vorba aia? Ia-și nevasta cu tine. Ca să nu se întâmple anomalii. Ia-ți pruncii cu tine. Și dacă e mai greu și dacă nu rămâi cu bani pe oaltă, ia-ți familia. De ce? Tu trebuie să influențezi copiii tăi pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Amin? Copiii, zice Biblia, sunt niște săgeți în mâna unui războinic. Copiii, zice, cu alte cuvinte, săgeți care Dumnezeu mi le-a dat și eu trebuie să-i ascut. Eu trebuie să ascut săgețile astea. Și apoi, la vremea potrivită, să scoată Dumnezeu săgeata din tolba lui cu săgeți, cum zice Biblia. Și la un moment dat, să vezi că pruncul cu tare, mă, ce om a ajuns, mă. Poate eu știu pe maică sau eu știu pe taică sau. Dar tu nu știi că o stat acolo și tot o ascuțit și l-a expus la cuvânt, la rugăciune. Totdeauna o stat și o ascuțit săgeata 18-20 de ani de zile. Și marele războinic la un moment dat pune mâna pe săgeata aia și impactează o societate, un segment de oameni. De ce? Pentru că tata și mama cu adevărat au fost părinți care și-au făcut datoria. Așa că fă-ți timp pentru prunci. Și când zic asta, îmi zic mie în primul rând. Fă-ți timp pentru prunci. Deci, eu nu-s plecat în diaspora. Foarte bine, dar să știți că există părinți absenți acasă. Știți că sunt părinți workaholici? Știți cum e aia? Fratele, traduce mai bine. După cum bețivul e dependent de alcool, așa sunt unii bărbați workaholici, dependenți de muncă. De dimineața până seara, bine, ei stau acasă. Nu-i vede, numai seara când dorme. Sau și atunci vine acasă la 4-5, ea săraca lucrează cât 2, clar. Femeia lucrează mai mult ca bărbatul astăzi. Și el vine și stă cole pe fotoliu. Și copilul n-are tată, că tata e absent. Uite ce zice Biblia. Zice Biblia așa, Deuteronom capitolul 6, versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. Și acum este o invitație la o intimitate cu Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Asta îmi zice mie, ca tată și mamă. Eu trebuie să fiu iubitor de Dumnezeu. Copiii trebuie să vadă că-L iubesc pe Dumnezeu. Și apoi poruncile care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Eu în primul rând trebuie să le am. Și apoi, și să le întipărești în mintea copiilor tăi. Întrebare, cine trebuie să întipărească legea lui Dumnezeu în mintea pruncilor? Cine? Cine-i primul profesor de teologie în viața unui copil? Cine trebuie să fie? Zice stare. Tata, mama, părinți, așa-i? Noi am inventat asta școala duminicală. Școala duminicală când s-a inventat a fost pentru copii orfani care n-aveau tată și mamă și care n-aveau direcție în viață. Și acolo trebuia să-i duci să faci ceva cu ei. Și apoi s-a extins în biserică. Nu-i rău, nu mă înțelegeți greșit, și eu am prunci la școala duminicală, ok? Nu zic că e rău, dar înțeleg un lucru. Că primul profesor de teologie, cel care trebuie să întipărească legea lui Dumnezeu în mintea lor, nu-i fătuca aia de 14 ani, ci tata și mama să întipărească, lăsați versetul, să întipărească în mintea copiilor lor cuvântul lui Dumnezeu. Profesorul de teologie, pastorul, fata de 15 ani, e locul 2, 8, 10. Știu o familie, fratele Iacob Durcău, avea o mașină pe atunci, o Honda de aia cu 7 locuri, metalizată, și zice, Gabi, intenționat, zice, nu mi-am pus casetofon în mașină când mergem la drum, nu trebuie să ascultăm, tăm muzică, 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 să stăm să vorbim cuvântul lui Dumnezeu cu pruncii. Am zis, wow, ce fain. Tata și mama trebuie să-și facă timp pentru asta. Bun, apoi talentul negoț și nu știu ce. E bun. Dar în primul rând, tata și mama să implementeze legea lui Dumnezeu în mintea copiilor săi. Martin Luther spunea, înfometați-vă copiii, dar puneți-i să învețe catehismele, să învețe Biblia. Astăzi, ce le dăm ca să facă liniștiți sau să fim liniștiți? N-a telefonul. Și sunt copii dependenți de telefon, că nici nu mănâncă, numai așa mâncă. Așa mâncă. Dependenți de telefon. N-o pun el până să învețe Psalmul 23. I-aș da eu lui numai telefonii atunci. Da, să ne joace ei cu telefoanele cum vor ei. Da, sigur. Și creștem apoi niște oameni care să devină combustibili pentru iad. Pentru că nu mi-am făcut datoria ca tată și mamă. Și atunci zic, Doamne, dă-mi înțelepciune ca tată. Doamne, dă-mi înțelepciune la surori ca mame. Ca noi să fim primii care să implementăm legea lui Dumnezeu în mintea lor.
Și acum ascultați versetul 7. Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Cu alte cuvinte, biblicizează-le sângele. Întotdeauna vorbește despre Dumnezeu. Pune în ei versete din Biblie. Pune să învețe versete cheie din Biblie. Uitați mai jos. Să le lești ca un semn de aducere a minte la mâini. Dragul tate, orice faci cu mânuțele astea, să fie conform cu legea lui Dumnezeu. Să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Ce înseamnă asta? Să ai călăuzire, deciziile care le faci să fie pe baza cuvântului Dumnezeu. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea. Uitați mai jos, zice Biblia. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Adică atunci când intri în casa unui pocăit, casa aia trebuie să arate ca o mică sinagogă, nu? Să fie plină de versete din Biblie. Domnul este cu tine, viteazul. Nu te teme, nu te înspăimânta. Să ai versete din Biblie peste tot. Când iese afară, El te va păzi și la plecare și la venire. Să implementezi legea lui Dumnezeu pe ușorii casei tale. Să nu fie acolo cranii, James Bond, Britney Spears. Mai știu eu ce, că zici că intri într-o casă de șmecher. Casa ta, zice, și casa ta, zidurile casei tale, tot ce înseamnă habitatul tău, să fie implementat cu cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin, frați și surori? Dar pentru asta trebuie noi, părinții, în primul rând, să ne vadă că stăm cu Biblia. Să vadă pe tata și pe mama că stă cu Biblia. Și apoi să implementăm legea lui Dumnezeu în inima lor, lăudat să fie Domnul. Spunea cineva, copiii noștri sunt singurele semnale pe care le transmitem unei generații care nu o să o vedem niciodată. Copiii noștri sunt singurele semnale pe care eu le transmit unei generații pe care eu nu o să mai văd. Și în funcție de cum pregătesc semnalele astea acum pentru Dumnezeu și ascult săgeata, în funcție de asta Dumnezeu va putea să folosească pruncii noștri sau nu. Și chiar îmi doresc ca pruncii mei să fie toți ucenicii Domnului. Pruncii noștri să fie ucenicii Domnului, să aibă daruri spirituale și să influențeze generația care nu o să mai văd niciodată. Să știu că pruncii mei iau torța de la tata și de la mama și duc mai încolo Evanghelia, lăudat să fie Domnul. Așa seamănă Dumnezeu familia cu o corabie, ca și corabia lui Noe. Jos e moarte, e putreziciune. Corabia e deasupra, trebuie să reziste la toată spurcăciunea care este în lume. Și tata și mama trebuie să fie la cârmă și să călăuzească familia pe drumul cel bun, lăudat să fie Domnul. Vedeți, noi toți zicem că Dumnezeu nu are nepoți. Eu nu cred asta, eu cred că Dumnezeu are nepoți. Nu că Dumnezeu are copii, Dumnezeu nu are nepoți. Să nu credeți asta, Dumnezeu are nepoți. Uitați ce zice Biblia. Dacă nu crezi asta, deschide Biblia cu mine. Proverbe 14:26. Să vedem dacă Dumnezeu are nepoți. Cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el. Și copiii lui au un loc de adăpost la el. Dacă nu găsești niciun motiv să te sfințești, gândește la pruncii tăi. Dacă tu te temi de Domnul cu soția ta, zice Biblia, și copiii tăi vor avea un loc de adăpost la Domnul. Când copilul tău va fi pe buza iadului, pe buza prăpastii, va spune Dumnezeu ca despre Israele. Israele, într-o clipă te-aș nimici că ești rău, dar datorită părinților tăi, Avram, Isaac și Iacob, pentru că ai avut niște părinți care m-au iubit și am intrat în legământ, când mă gândesc ce părinți deosebiți ai avut, de dragul lor, zice, nu te nimicesc, că dacă ar fi după mine, într-o clipă, dar când știu cine e taică-tău, mă, ai un loc de adăpost, de aia nu te leapă de Israel. Și dacă nu găsești niciun motiv să te sfințești, gândește la pruncii tăi. S-ar putea ca unul să devină fiu risipitor, am văzut acolo fii risipitori și avem în bisericile noastre. Dar ascultă-mă, dacă te temi de Domnul și copiii tăi vor găsi un loc de adăpost, Domnul ține cont de trăirea ta, de rugăciunea ta nascuns, de umblarea ta cu Dumnezeu. Și când te vede, când îl vede că e gata, zice, bă, ar merita, mă, bă, ar merita să-l las. Dar știu cine-i maică asta, ce legământ, ce viață, ce tată a avut. Și Dumnezeu, zice, las că te urmărește rugăciunea mai măcar că ai merita în dreptatea mea. Dar găsești un loc, ai avut niște părinți care s-au temut de mine.
Frați și surori, să ne sfințim înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ține cont de trăirea noastră când vede că pruncii noștri o iau aiurea. Și mă rog ca Dumnezeu să-i cerceteze. Amin, frați și surori? Ce să faci ca și părinte? Zice Biblia, implementează legea lui Dumnezeu. Implementează-o în mintea lui. Orice ai face, implementează legea lui Dumnezeu. John MacArthur, unul dintre cei mai mari predicatori, spunea, poate sună dur, dar e adevărat. Copiii noștri, oricât de simpatici se nasc copiii diavolului. În sensul că ei nu se nasc mântuiți, se nasc o natură păcătoasă. Au această moștenire genetică de la Adam și Eva, cu toate inclinațiile păcătoase. Oricât de simpatici, se nasc copiii celui rău. Și el continuă și spune așa, atunci primul nostru câmp de misiune trebuie să fie familia. Amin? Primul nostru câmp de misiune, unde trebuie să ne doară pentru cineva care ne-a mântuit. Cine trebuie să fie? Familia. Și atunci, până la botez, puni sămânța, ud-o cu lacrimi, adu-l la casa lui Dumnezeu, fă tot ce poți și lasă ca Dumnezeu să facă să crească. Amin? De multe ori noi avem chestia asta în biserică. O, zice, s-o boteza 20, dar 18 au fost oricum din biserică, numai 2 au fost din sat. Ca și cum dacă s-o botezata noi nu e așa important. Bă, dar am avut rău 2 suflete, dar ăștia 18? Că tu ai pus, ai semănat, ăia nu-s important, ăia cei mai importanți. Trebuie să te bucuri când vezi că pruncii bisericii îl aleg pe Iisus Hristos. Eu îi mulțumesc Domnului că n-am fost interlop și să am așa o mărturie că am tăiat și am spânzurat și am... Îi mulțumesc Domnului! Eu cred că e o minune mântuirea și dacă nu ești interlop și te-ai întors la Dumnezeu. E o minune să vezi că pruncii tăi se botează și trebuie să celebrezi ca biserică, nu să duci, apoi duci și s-o botezat aia din biserică. Bă, dar aia din biserică au fost nemântuiți! Pruncii ăștia sunt nemântuiți! Dar ce facem? Îi încredințăm în grija Harului Dumnezeu și ne rugăm ca ei să-L cunoască pe Iisus. Așa că bucură-te când vezi că pruncii tăi și pruncii altuia se botează. E o minune! Lăudat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea zice Biblia, învață pe copil calea când e mic, că atunci când va îmbătrâni, nu se va abate. De ce nu se va abate omul în vârstă de pe calea lui Dumnezeu? De ce? Pentru că atunci când e mic, ai pus la rădăcină ce-o trebuit. Și este o vorbă. Bătrânii dau mintea copiilor. Și dacă atunci când a fost mic ai pus legea lui Dumnezeu, când va îmbătrâni, iese din subconștient ceea ce ai pus când a fost mic. De-aia nu se va depărta la bătrânețe. Că ai pus la rădăcină ceea ce a trebuit. Așa că, frați și surori, știu că trăim într-o lume materialistă, mai vrem încă un etaj, încă niște tocuri mai șmechere, încă o mașină mai nu știu cum, și copiii ne încurcă în carieră, angajăm bone, eu nu cred în bone. Eu sunt femeie de carieră, de 3 ori femeie. Hai să vă spun ceva, surorilor. Cea mai înaltă chemare care Dumnezeu ți-a făcut-o după mântuire e să fii mamă. Directoriță și șefă poate să fie 100 în locul tău dacă te dă afară, dar mamă la pruncii tăi numai tu poți să fii. Așa că prețuiește chemarea asta. Prețuiește pruncii mai mult decât banii și cariera. De ce? Pentru că vrei să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Amin? Nu sacrifica pruncii pe... Știți, eu cred că sunt păstori care cred mai mult în psihologie decât în Biblie. Sunt păstorași care zice, consiliere premaritală, vai când te căsătorești, 3-4 ani de zile să te cunoști, să aveți bani așa de o mașină, să puneți depozit pentru un apartament și după ce aveți ceva, după aia să vină copilul la totul gata sau măcar să fie ceva în spate. Așa că stai și te cunoști 5 ani de zile. Numai Dubai, numai... Eu mulțumesc Domnul că n-am ascultat de sfaturile astea. Eu m-am căsătorit
Primii patru copii am avut unde am stat în chirie. 8 ani de zile am stat în chirie. Dar am crezut ce zice Biblia, nu ce zice psihologia. N-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâine, nici pe copiii lui. M-am aruncat în apele încrederii. Lasă! Dumnezeu poartă de grijă. Spaniolul are o vorbă, orice copil se naște cu bara de pâine sub braț. Știți cum au e bara de aia? Dumnezeu poartă de grijă. Dacă crezi în psihologia asta, a ajuns aici 40 de ani de zile și abia atunci te gândești la un copil. Când merg cu el la școală, la când ai 50 de ani, zice că vine bunul cu mine. Ca să învață psihologia. Copiii nu sunt importanți. Copiii nu sunt importanți, trebuie să fie la periferie. Mi-aduc aminte de un profesor mare de la Harvard. Stătea în fața a mii de studenți și a zis: ce sfat ați da unei mame? Are 5 copii, unul de epilepsie suferă, unul orb și spune tot felul de boli. Și însărcinată cu al 6-lea și ăsta e surd. Ce sfat ați da acestei mame? Te răspuns un cor, să-l avorteze! Și profesorul zice: felicitări, tocmai l-ați ucis pe Beethoven. Trăim într-o generație în care copiii nu sunt importanți. Vrem case cu 10 camere și maxim un copil. Totul la senzor, avem condiții. No, copii. Vreau să investesc în mine. Copiii nu mai sunt o binecuvântare, săgeți, vițe în jurul mesei, sămânță Dumnezeu. No. Câini, domne, pisici, acolo să investim. Hoteluri pentru câini, bani pe haine la câini. Asta e generația. Pruncii ne încurcă, zice. Am carieră. Cu cariera o să rămâi. Eu cred că copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Și trebuie să-i primim și să-i vedem cum zice Biblia că sunt. Și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Dar nu cred că femeia e mântuită prin naștere de copii. Nu cred asta. Nu cred că ăsta e sensul în limba greacă și am vorbit asta. Cred că sensul original al textului de acolo, și nu vreau să intru în detalii, este atât. Femeia își va primi însemnătatea, semnificația în viață. Nu mântuirea, că mântuirea e numai prin jertfa lui Hristos. Nu poți adăuga la jertfa lui Hristos nimic. Femeia își va primi semnificația, însemnătatea în viață, dacă dă naștere la copii care stăruie în credință, în dragoste și în sfințenie. Atunci ești împlinită ca mamă, când vezi că pruncul tău la două noaptea vine de la stăruință, nu vine de la discotecă. Și în sensul ăsta ești soterios, mântuit, împlinit în viață, când vezi că ai dat naștere la copii care devin oameni al lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze toate mamele, toți tații, toți copiii noștri, să fim cu toții a Domnului, lăudat să fie Domnul. Așa că implementează legea lui Dumnezeu în mintea lor. La ora actuală sunt peste 40 de milioane de musulmani care știu Coranul pe de rost. Peste 40 de milioane. Deci dacă mâine s-ar arde Coranele, la un simplu apel de seară, 40 de milioane l-ar scrie și Coranul este aproape cât Noul Testament. Și mergem la tineret și mergem la tinerii noștri și încep. Că și mie nu mi-e rușine, ha? Dar știu tătire pe TikTok. Și atunci zicem: Doamne, dar de ce nu-i har la tinere? De ce nu ne rugăm? De ce s-au ginem așa? De ce nu-i putere rugăciune? Și de ce? Pentru că Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Și dacă nu acumulezi Evanghelia în tine, e slab. Acumulează cuvântul lui Dumnezeu. Drag tânăr care ești aici și ești necăsătorit, by the way, ești necăsătorit, acumulează acum cât poți mai mult. Pentru că statisticile sunt dure. 90% din membrii bisericilor noastre au atâta Biblie în cap cât au acumulat înainte de căsătorie. După care, stand by! 90% au atâta Biblie în cap cât au acumulat înainte. După care, mergi la lucru, vin copii, ai o bancă, ai nu știu ce, toate, gata, nu mai ai timp. Dacă acum zici că n-ai timp, bineînțeles că nu ți cred, dacă acum n-ai timp, să nu spui că după aia o să te vii tu așa gigant spiritual. Dacă ești căsătorit, luptă-te să fii printre cei 10% care se trezești mai dimineață, să te culci mai târziu, să nu dai ațipire ploapelor tale până nu stai și vorbești cu Domnul, să te încarci spiritual cu cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi pruncii să vadă lucrul ăsta și să întipărești legea lui Dumnezeu în mintea lor. M-a întrebat cineva: Gabi, tu cum te rogi? Păi zic, mă închid în cameră acolo, mă închid bine și mă rog. Sau mă mai duc cu mașina, așa încet, cu 20 la oră, pe ceva drumuri mai lăturalnice și mă rog. Și zice către mine: nu faci bine. Ai prunci, da. Când te rogi, lasă ușa întredeschisă. Să vadă pruncii tăi, mă. Să vadă că tata e un om a rugăciuni. Când mergi la drumuri, mai apă unul cu tine. Așa e, o să
se audă, se pare că tata se roagă, tata se roagă. Uitați-vă la seriile noastre peste săptămână, miercuri, acum avem noi sau voi când aveți. Spune-mi câți prunci, joia, spuneți-mi câți prunci vin la rugăciune sau tineri. Nu știu cum e la voi, în general vin oamenii ăia mai în vârstă, nu prea vin tineri, copii. Am tradus un nigerian și-a venit la noi la biserică, la Betel, și-a văzut vreo 4-500 și-a văzut numai oameni mai mult în vârstă. Cum ar fi, bă, rugăciunea, bă, bă, e pentru oameni pocăiți, bă, oameni în vârstă, bă, tineri, așa, copii, ce când ne încurcă, noi vrem să ne rugăm. Și-a venit și-a zis, unde vă sunt tineri? Și-a spus așa, Avram, când s-a dus să ducă jertfa, l-a luat pe Isaac cu el. Nu s-a dus singur. Când a dus jertfa lui Dumnezeu, joia sau când o aveți, luați-vă prunci cu voi. Aduceți-i la jertfă. Să te audă cum se roagă tata, să învețe. Și copilul tău să nu se roage tot Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Să se roagă Dumnezeul lui tata, lui Gabi Făruț. L-am văzut că s-a rugat și am văzut că Dumnezeu e viu, răspunde în familia noastră. Să aveți, să vă audă, să aveți rugăciuni în care să vadă că tata și mama au un Dumnezeu care chiar e viu, chiar lucrează. Și atunci tot ateismul și postmodernismul nu poate să dărâmă ce au văzut acolo în familie, că Dumnezeu cu adevărat este viu, slăvit să fie Domnul. Amin? Un cuvânt pentru copii. Toate cercetările din istoria bisericii arată următorul lucru. Nu există nici măcar un singur om folosit de Dumnezeu cu putere dacă nu și-a cinstit părinții. Deci dacă nu-și cinstești părinții, domnișoară, domnișorule, ascultă-mă, poți să faci Harvard, Oxford să faci, Dumnezeu îți va închide ușile. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai zile multe și cum fericite. Dacă nu cinstești pe mama, du-te mă cu coșul. N-am chef. Bă, fă-ți curat în dulap, e al treilea război mondial. Nu vreau. Ascultă-mă, să nu mai vii să-mi spui că i-am avut lucrare, că Domnul mă va folosi. Povești! Dacă nu cinstești pe ăla pe care vezi și te-o ștergi pe fund și nu-i dai importanță și nu cinstești pe mama și pe tata, să nu crezi că Dumnezeu cel pe care nu-l vezi te va cinsti și îți va da daruri spirituale. Cinstește pe mama și pe tatăl tău, care nu sunt perfecți, dar sunt necesari. Deci nu veni și spune, Doamne, fă-mă un Billy Graham, fă-mă un Martin Luther, Doamne, fă-mă ceva. Și tu îți necinstești părinții și jignești. Cere-ți iertare. Decide-te astăzi, Doamne, aleg să-mi cinstesc părinții. Aleg să-mi cer iertare dacă greșesc. De ce? Pentru că vreau, Doamne, să fiu folosit de Tine. Lăudat să fie numele Domnului. Uitați-vă la cele 10 porunci, sunt în formă de cruce. Primele 4 sunt în legătură cu Dumnezeu. Să n-ai alți Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu-i îndeșe numele Domnului, dar să cinstezi ziua de odihnă. Bun. Tu cu Domnul. Celelalte 6 sunt pe orizontală, între om și om. Să nu ucizi, să nu minți, să nu... Care este porunca de mijloc la cruce? Care este? A 5-a. De ce credeți că a pus Dumnezeu cea mai importantă? Aia de mijloc cinstește pe tatăl și pe mama. De ce a pus-o aia exact la mijloc? Vă spun de ce. Pentru că n-ai cum să cinstești și să ai o relație bună cu Dumnezeu pe care nu-L vezi dacă nu cinstești pe ăla care îl vezi și care ți-a dat viață și a avut nopți nedormite. Așa că dacă ești aici și ai fițe, babacul ăsta, ia și mă nervează, iar mă sună. Ascultă-mă, degeaba cânți, degeaba dai bani. Tu trebuie să te pocăiești și să alegi să cinstești pe tata și pe mama dacă vrei ca Dumnezeu cu adevărat să te folosească. Amin? Asta e adevărul. Nu există oameni folosiți cu putere și cu ungere. Talent natural există, dar să ai ungerea, să ai puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu cinstește pe cei care îl cinstesc. Aș mai spune un lucru. Și că mă aprop. Știți cum eu arunc bomba și fug? Treaba voastră apoi. John Piper, păstorul păstorului în America, spune așa. Îi mulțumesc tatălui meu că nu mi-a arătat cicatricile înainte de vreme. Taicul era păstor. Îi mulțumesc tatălui meu că nu mi-a arătat cicatricile înainte de vreme. Adică el voia să spună. Tata mi-a avut și el bătălii spirituale în viață, cu biserica, lupte.
Dar îi mulțumesc că mă proteja și nu le-am știut. Pentru că nu eram vaccinat pentru bătăliile alea. Și dacă eu știam de lucrurile alea când eram mic și nu eram vaccinat pentru asta, creștea mare. Și ziceam, păi dacă așa-i pe calea Domnului, dacă așa-i ăla și ăla, păi atunci eu nici mă mai pocăiesc. Frați și surori, să fim gentlemen. Când stai la masă cu copiii tăi, nu zic, ăla e așa, ăla cântă, aia, a, dar știu cine mai, da, zile tăi, mă arată tot, ce ți-o zis ăla mai de mult? Și el săracul are 6 ani, 8 ani, injectează-l. Și el n-are maturitate spirituală. Și nu mai vezi că face 18 ani și zice, bye bye! Pentru că n-ai fost gentleman să-ți duci bătălia spirituală în privat, în dormitorul tău, sau să spui unui om care e mai matur spiritual și are fermoar pe gură, să spui, frate, roagă-te, că uite ce mi s-a întâmplat. Nu arăta pruncilor tăi. Lasă-i să crească, lasă-i să-L vadă pe Dumnezeu frumos. Pentru că tu te vei ridica de acolo, că ești mai tare. Dar pruncul ăla rămâne cicatrizat pe viață. Doamne Dumnezeule, dă-ne înțelepciune. Și când vine unul să plângă, nu știu ce, să spui pruncilor tăi, hai, plecați. Am ceva de vorbit. Pentru că nu vreau să le arăt cicatricile. Nu vreau să zic, ce mi-o zis la mulți 20 de ani de zile, ce mi-o zis? Bă, frate, cu așa patimă, zice ce o zis, că zici că ieri s-a întâmplat. Doamne, ajută-ne să ne ducem bătăliile în privat. Dă-ne înțelepciunea Ta, Doamne, să nu ne pierdem pruncii pe mușchii noștri. Și ajută-ne, Doamne, să fim gentlemen, Doamne. Să știm să luptăm în privat sau să vorbim cu oameni mai mari ca și noi. Este un verset în Scriptură care spune că Domnul Iisus Hristos era cu crucea în spate și mergea spre Golgota. Trebuia să moară pentru păcatele noastre. Și la un moment dat spune Biblia că Iisus Hristos a căzut sub povară. Și soldații romani au spus unia pe nume Simon din Cirena să ia crucea lui Hristos și să o ia să o ducă el în locul lui Hristos. Și Biblia spune că Simon din Cirena a luat crucea lui Iisus și a dus-o. Și a dus-o, și a dus-o până la capăt. Dar acolo Duhul Sfânt face o subliniere extraordinară și spune așa, Simon din Cirena era tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Avea 2 băieți, vă imaginați? Sub proprii ochi a copiilor lui Simon din Cirena ia crucea și o duce, și o duce. Alexandru și Ruf, care veneau împreună cu taicul de la când îl vede, tata a adus crucea lui Iisus, tata a pus umărul la crucea lui Iisus. Mă gândesc că atunci când a fost Marea Trezire în Ierusalim și mii de oameni s-au întors și toți celebrau pe Iisus, mă gândesc câtă mândrie sfântă și bună aveau prunci ăștia. E adevărat, bă, da, tata a dus crucea, mă, tata a pus umărul, mă, și a dus crucea lui Iisus. De obicei spun asta la nunți și mă uit la mireasă și zic, soră mireasă, uite-te la mirele tău. Bă, cum a putut, cum nu a putut? O a dus crucea până la altar de unul singur. Bă, dar o a dus-o, mă. De azi încolo îi spun, și tu trebuie să pui umărul de cealaltă parte a crucii. Și amândoi să duceți crucea. Nu una, nu doi, nu 10, nu 20, nu 40, ci până la capăt. În așa fel încât pruncii voștri, Alexandru și Ruf, sau cum i-o chema, Luca, Ianis, să poți să spună când îți mari. Bă, tata și mama au rămas împreună. Bă, au trecut prin încercări, au fost împunși pițigale, au fost greu. Bă, dar tata a dus crucea până la capăt. Bă, dar mama a fost o femeie a lui Dumnezeu. Au dus mărturia, mireasma cunoștinței. Au împrăștiat-o peste tot. Se spune pruncii tăi, vreau să fiu ca tata când îs mare. Fata ta se spune, vreau să am un sos ca tata. Băiatul tău se spune, vreau să am o soție ca mama. Bă, au rămas împreună. Și prin tot ce au trecut, au rămas și au împrăștiat mireasma cunoștinței lui Iisus. Asta face toți banii. După ce vei muri, să poți să spui pruncilor tăi, călcați pe urmele mele. Întrucât și eu am călcat pe urmele mele. Dar a fost greu, a fost bătălie, a fost încercări. Bă, dar l-am iubit pe Domnul. Mama a iubit pe Domnul, tata a iubit pe Domnul. L-am văzut cum se roagă. Și copiii mei să nu se roage, tăi Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Să că Dumnezeul lui tata meu, Gabi Florus, că te-am văzut viu în viața lui. Doamne, intervino Tu! Să fim mărturii vii pentru pruncii noștri. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Și mă rog ca Domnul să binecuvânteze toate familiile. Toți pruncii noștri. Să croim cărări drepte în așa fel încât să poată să calce pe urmele noastre după cum și noi călcăm pe urmele lui Hristos. Amin.